Ați văzut pe la televizor sfințirea ei? Așa, și. Cum vi s-a părut așa la prima vedere? Foarte, foarte ne la locul lui. Trebuie spitale, trebuie azil de bătrâni, școli, grădinițe, nu catedrală. Că ne pune preoții pe noi presiune și trebuie să facă și ei ceva. Și n-au făcut. Dar e un... Nu sunt de acord. Nu trebuia să se facă catedrala, vă deranjează că e și... Să o facă, dar să o facă cu banii dumnealor, nu cu banii noștri. Cu banii noștri să facă azile, să facă școli, să facă grădinițe, să facă spitale, de asta să facă. Nu ce a făcut ei acolo. Grandiomanie, nu se poate așa ceva. De ce credeți că au făcut așa? Ce-o fi făcut? Ca să stăpânească prostimea. Asta să fac. Asta e ideea, de fapt. Să stăpânească prostii. Și reușește, doamnă? Reușește. N-ați văzut ce a fost acolo? N-ați văzut? Oamenii care nu judecă, care n-au niciun pic de pregătire, se duc acolo. Nu trebuie să te duci acolo, trebuie să te duci în fundul grădinii, acolo la un pom să te rugi. Aia e credința adevărată, nu ce-a făcut ei acolo. Au dat un ajutor la vreun bătrân, n-ați văzut, au căzut, s-au urcat, s-au... Hai de capul lor ce-a fost acolo. Au dat poleită cu aur și lucruri. Poate să facă ce-o face. Care nu se potrivesc cu nivelul nostru de trai. N-ați văzut, au făcut restaurante, au tot ce le trebuie, televiziune, tot ce le trebuie au. Vedeți? Și noi ce facem, doamne? Ne uităm la... Facem vai de capul nostru, că dacă atâta prostime s-a dus acolo, cine se voteze? Cine? Cine? Cine dă guvernul ăsta care nu e de doi bani? Și-au asigurat și voturile, și-au asigurat, tot au asigurat, ce să mai zicem. Banii ăștia puteau fi folosiți mai... Spitale, grădinițe, școli, pentru învățători, pentru profesori să fie mai pregătiți, nu așa cum sunt acum, să-i pui pe nepotisme, pe alea. Nu se poate așa ceva, dar deocamdată v-am zis, prostimea domină, ei ne-a dominat și asta este. Ce avem vreo șansă, doamnă, să scăpăm, să facem? Nu avem, dacă nu se ridică tinerii ăștia care sunt un pic mai, dar nu vedeți că nu-i lasă? Nu-i lasă. Mai bine pleacă. N-ați văzut toți copiii buni? Îi recrutează din primul an de facultate, din licee și pleacă. Care și credința, rolul ei, dar are, cu făcut așa. Cum? Cu credință ca să faci ceva pentru omul de jos, nu ca să-l supui. Să vii acolo să... Și cu mașini, ați văzut ce, ce lux la partea elaltă. Vai de capul nostru. Vai de capul nostru ce va fi. Îți mulțumesc mult, doamnă. E că o turlă acestei catedrale este strâmbă. Nu știu dacă ați văzut la televizor sau ați auzit. Eu m-am uitat, dar nu știu, nu prea am stat așa ca să... Ați trebuit să o dărâmăm, să o facem dreaptă, să nu ne facem de râs, sau o lăsăm așa turla asta strâmbă? Cum ar trebui să procedăm în cazul ăsta? Să știți, eu nu știu acum o vrea ăla de sus și cum vrea ea mai mare. Eu sunt o femeie care, nu știu... Da. Vi se pare normal să avem catedrala cu turla strâmbă? Sau ar trebui să o... Ar fi trebuit să fie dreaptă. Să fie dreaptă. Credeți că ne facem de râs dacă e strâmbă turla asta? Cam să știi că ne facem de râs față de lumea elantă. Și de străinătate și de tot. Pe de asta, din străinătate, zic, că ne facem de râs. Credeți că ar trebui să o dărâmăm, să o facem din nou dreaptă, să fie, intrăm și noi în rândul lumii? Cam așa ar trebui, dar are cu ce să o facă să fie dreaptă? Asta e întrebarea. Mai trebuie să mai bage niște bani. Asta e. Asta e că mai trebuie o dărâm de dărâmat, dar mai trebuie niște bani băgați. Și cum să facem, doamnă? Îi dăm până la urmă dacă e vorba de religie, de credință, sau nu îi dăm? Eu zic așa, să-i dăm. Să-i dăm, să ajute Iisus. Chiar dacă sunt niște bani de băgat, dar până la urmă să-i dăm, dacă e vorba de credință. Să facem noastră. Credința noastră să fie dreaptă. Să facem și să avem și noi catedrala Mântuirii dreaptă. Dreaptă, să fie drept. Să fie frumoasă. Dumnezeu să supără, doamnă, dacă o vede strâmbă turla asta? Păi, sau... eu zic că să supăr, ce zice, că stăm, dar să facă un lucru bun. Am înțeles. În concluzie, cam asta ar fi ideea, să o dărâmăm, să o facem și noi, să fie și la noi dreaptă. Dreaptă, frumoasă. Să fie cum e la toată lumea, să fie dreaptă, frumoasă.